Avea poate e cunosc o cântare, că acum nu mai e cum să ai cântări noi. Acum totul e filmat, totul e băgat pe internet, toate cântările, tot. Dar am vrea să cântăm împreună o cântare care, de asemenea, cred că sunteți și dumneavoastră de acord. Cântare spune, ce bun ai fost Domnul meu cu mine. Un rob netrebnic și neînsemnat. N-am meritat să-mi faci atâta bine. Samaritan milos și minunat. Domnul să ne binecuvânteze, să stăm cu toți. Oh, mm-hmm.
toată inima cu toți împreună să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Eu voi rămâne la textul pe care fratele Dinu l-a citit din cartea Genesa, din capitolul 28, începând cu versetul 10 până la versetul 22, subliniind versetul 12, care probabil va rămâne și afișat pe proiector, versetul care spune în felul următor: și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Amin. Și datorită acestui context și datorită acestui text și verset, care aș dori să rămâie un verset binecuvântat pentru fiecare suflet din locul acesta, parcă aș pune și un titlu predicii mele, intitulându-o Visuri pământești și visuri duhovnicești. Însă, dorind să vorbesc mai mult despre visurile duhovnicești decât despre cele pământești. Îi mulțumesc, în primul rând, lui Dumnezeu, că Dumnezeu m-a binecuvântat să ajung din nou în mijlocul dumneavoastră. Împreună cu fratele Dinu, care mă însoțește, și aș vrea să aduc saluturile bisericii noastre din Rădăuț, Lăstari de Măslin, cu harul, pace și binecuvântarea lui Dumnezeu. Bineînțeles că și fratele din Ușare saluturile din partea bisericii unde slujește, acolo ca prezbiter, și Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem până la dumneavoastră. Vă iubim, vă iubesc și de aceea am ajuns în mijlocul dumneavoastră. Că de altfel, poate evitam situația aceasta. Aseară am avut slujiri și fratele din a avut noapte de veche, n-a apucat să doarmă deloc, venind de la noi din Bucovina până aici la dumneavoastră. La mine în biserică, la fel, am avut o seară de rugăciune care s-a prelungit, că noi suntem cu harul și nu suntem cu ora sau cu programul. Am avut frați musafiri din Ucraina și la noi la biserică și la dumnealui la biserică și ne-am bucurat în harul lui Dumnezeu. După aceasta ne-am pornit către dumneavoastră la București ca să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră. Slăviți să fie numele Domnului! Ne unim cu jertfa dumneavoastră și vrem să fim în asentiment cu gândurile dumneavoastră de apropiere de Dumnezeu și de pocăință, și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vorbind despre Iacov, din textul acesta pe care fratele Dinu l-a citit și legându-ne de versetul 12 din acest capitol 28 din cartea Genesa, aș putea să spun că aici Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost o primă întâlnire reală a lui Iacov cu Dumnezeu. De aici s-ar naște și eu personal mi-aș permite în fața dumneavoastră și aș încerca să vă întreb, pentru că sunteți frații mei și surorile mele, dumneavoastră ați avut o întâlnire reală cu Dumnezeu? Mărirea lui Dumnezeu. Dar după cum am auzit răspunsurile, nu toți ați avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. E așa sau nu? Auziți, să mă întreb o dată. Ați avut o întâlnire reală cu Dumnezeu? Amin. Amin. Tot nu. Sunt câțiva care sigur nu au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în ziua aceasta, dacă nu ai avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, este momentul ca în această zi, spre slava lui Dumnezeu, să te întâlnești real cu Dumnezeul tău. Ai această ocazie să te întâlnești cu Dumnezeu în realitate și plecând din locul acesta să poți spune la fel ca Iacob: cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut cât de înfricoșat este locul acesta, și să te temi să intri în casa lui Dumnezeu, pentru că aici este prezent Dumnezeu. Trăiască-i numele! Simțiți prezența lui Dumnezeu?
Eu simt prezența lui Dumnezeu. Spunea Iacov și mărturisea despre locul întâlnirii lui cu Dumnezeu. I-a fost frică și a zis în versetul 17 cât de înfricoșător este locul acesta. L-a determinat oare pe Iacov să fugă de locul acela, întâlnirea lui cu Dumnezeu? L-a determinat pe Iacov să spună, eu trebuie să părăsesc locul acesta numai decât și să fug de aici pentru că aici este Dumnezeu? Nu. Ba din potrivă, el face o mărturisire și spune, aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor, slăvise pe numele Domnului. Și a rămas în locul acela, sculându-se dis de dimineață, a luat piatra pe care a pus-o căpătâi, a rămas câteva și a zăbovit câteva momente, poate minute, poate jumătăți de ceasuri sau chiar ore întregi, a adus o jertfă, s-a rugat lui Dumnezeu și a stat de vorbă cu Dumnezeu, făcându-i promisiunii Dumnezeu în ziua aceea. Aș vrea ca în ziua aceasta fiecare dintre dumneavoastră, aici, la izvorul mântuirii, să puneți câte o piatră de aducere aminte. Să spuneți, astăzi m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și locul acesta, în ziua de astăzi, pentru oricare dintre dumneavoastră care nu v-ați întâlnit în cărianul cu Dumnezeu, locul acesta să fie un loc al jurămintelor sfinte, în care să spuneți, Dumnezeule, am asta de gând să fac pentru tine. Am de gând să mă pocăiesc, am de gând să mă smeresc, am de gând să mă apropii de tine și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vorbeam că mi-aș fi intitulat predica Visuri pământești și visuri domnicești. Visurile pământești, aș putea spune, și nu vreau să vorbesc mult despre ele, le are cam oricine. Pământește, toți suntem visători. Dacă cineva are un, să o pornim de la lucrurile cele mai simple, are un Audi A4, bineînțeles că visează la un Q7. De cele mai multe ori și în adunare și cu ochii deschiși. Chiar dacă alții se roagă pentru probleme, pentru alte dureri, pentru alte necazuri. Dacă cineva are în cont, să zicem, un 5.000 de euro, visează ca să se mărească suma, să ajungă la 20.000 sau la 30.000. Dacă cineva are un apartament cu două camere, visează și probabil vine în biserică și asta e problema care frământă cel mai tare. Se roage pe Dumnezeu ca să dea numai decât un apartament cu 4 sau cu 5 camere. Sau dacă se poate, și o vilă în ultracentral, București, nu? Și câte visuri din acestea nu avem oricare dintre noi? De exemplu, fratele Vali, care filmează, probabil el cu bicicleta tot a rămas, visează să aibă măcar un Logan din ăla mai vechi. Și au zis că nu visează. Înseamnă că se roagă în adunare. Acestea sunt exemple de visuri pământești pe care noi le facem. Dacă cineva face o școală, un tânăr dintre dumneavoastră și termină liceul și simte sau crede și sigur pe el că ia bacalaureatul, visează să fie student cel puțin la ITP București, nu? Colaborați mult cu ITP-ul aici și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze școala biblică de aici, din mijlocul bisericii dumneavoastră. Amin. Și sunt visuri pe care noi le avem. Și acestea sunt visuri pământești care mai mult sau mai puțin, de cele mai multe ori, își au sau nu își au împlinirea în viața noastră. Dar sunt celelalte visuri. Visuri domnicești. Ce sunt aceste visuri domnicești? Ce a fost pentru Iacov? Iacov probabil nu a visat niciodată în viața lui să fie fugar. Visul lui Iacov întotdeauna stând acasă la tatăl lui, la mama lui,
A fost ca să ajungă moștenitorul Avenii. Să ajungă moștenitorul lui Isaac. Acesta a fost visul lui întotdeauna. A fost visul lui când a avut prima întâlnire de criză cu fratele său Esau, când a venit flămând de la câmp și rupt de foame. Și când Esau îi cerșea borșul acela, te dăm să mănânc o strachină, că mi-e foame. Și visul lui Iacov era ca el să fie numărul 1. Și cât sunt biserică, nu visează să fie numărul 1. Păi nu s-o sătura fratele Daniel să fie păstor, lasă jos cu el, să mai pune în șupiantul. Păi, fratele Cristian, mai el să cânte acolo la orgă, așa de bine și de frumos, jos cu el, băgăm pe altul, altul să fie numărul 1 la orgă. Nu, sau fratele Dacian, cu acordionul și așa mai departe. Îs visuri pe care mulți le au. Și Iacov a visat să ia locul lui Esau. De aceea îi spune, auzi, eu stau borșul acesta de lire. Dar haideți să facem un târg, o târguială. Și întotdeauna visurile acestea pământești nu au târguieri bune, știți de asta? Întotdeauna ca să ajungi la o mașină bună trebuie să vii în jărșel. Ca să ajungi la o locuință mai bună trebuie undeva ceva să vii în jărșel. Undeva ca să ajungi la un serviciu mai bun, trebuie să corupi cineva, să plătești un ban, să dai mină, să minți, să înșeli, să canți peste cadavre, să dai pe altul afară. Ca să ajungi până acolo, că să ajungi ca și biserică să se meargă pe aceleași principii. Ca să ajungi păstor, trebuie să scot banii din buzunar, să corupi unul mai mare ca mine și să-l dau jos pe altul și așa mai departe. Sunt visuri pământesc care de cele mai multe ori și ating scopul într-un mod firesc care nu este plăcut lui Dumnezeu. Și Iacov caută să-și aducă la îndeplinire un vis pământesc. Până acolo încât exact ceea ce vă spuneam despre minciună, înșelăciune, îl înșeală pe tatăl, îl minte. De ce? Pentru a pune mâna pe putere, pentru a fi numărul 1 în familie, pentru a fi numărul 1 în neam, pentru a fi numărul 1 în națiune. Și aceasta vroia să o câștige prin puterile lui proprii. Însă, alergând spre Padan Aram, Iacov, de unul singur, probabil se terminase și mâncarea și apa, nu știm, Scriptura nu ne spune, dar tudit și obosit, rupt de foame, de atâta alergătură și mers pe jos să scape de mânia fratelui său, care a mărturisit cu gura lui că aștept zilele de bocen ale tatălui meu și apoi am sălucit pe fratele meu, pe Iacov, ajunge să doarmă sub cerul liber, în loc de pernă, sub căpătâi să-și puie o piatră. Și într-o situație de felul acesta, toate visurile pământești ale lui Iacov se prăbușesc la pământ. Și atunci când toate visurile pământești ale lui Iacov au căzut la pământ, că toate părerile lui despre tot ce exista pe pământul acesta au căzut la pământ, are o întâlnire reală cu Dumnezeu și începe să capete visuri duhovnicești. Aveți visuri duhovnicești sau numai pământești? Frații mei, biserica iubită în Domnul, mai aveți visuri duhovnicești? Fratele Daniel, auziți că are. Unii poate îmi veți spune că Evanghelia spune că bătrânii vor visa visuri. N-așteptați să îmbătrâniți ca să aveți visuri duhovnicești. Că s-ar putea întâmpla pentru unii dintre dumneavoastră să nu mai prindeți anii bătrâneții niciodată. În visul duhovnicesc, să știți că visurile duhovnicești vin atunci când tu renunți la ceea ce este pământesc și firesc pe pământul acesta. N-a putut să primească Iacov un vis duhovnicesc stând acasă în confort.
cu capul pe o pernă moale, alăturea cu o tavă cu pizza și o doză de Coca-Cola sau de Red Bull pe care o folosesc alții, atunci nu mai ai visuri domnicești, nu? Cu pizza și cu Red Bull să se duce mintea așa, ai numai visuri firești. Dacă vrei visuri domnicești, capul pe o piatră, nu de piatră. Că alții înțelege greșit și o da cu capul de piatră singuri. Capul pe o piatră, adică la smerenie înaintea lui Dumnezeu, la evlavie înaintea lui Dumnezeu. Ce putem învăța din visuri domnicești? Ce a putut să învețe Iacob în momentul acela din visul domnicesc pe care l-a avut primit direct de la Dumnezeu? Pentru că până atunci, din visurile sale pământești, n-a putut învăța nimic altceva decât că din visurile sale pământești a stârnit ura fratelui său, a stârnit ciuda și mânia tatălui său, a ajuns ca să fie fugar, a ajuns fără familie dintr-o dată, a ajuns fără avere, a ajuns să nu mai moștenească nimic, pentru că a avut visuri pământești. Și atunci, văzând că nu învață nimic dintr-unul pământesc, Dumnezeu l-a binecuvântat să învețe dintr-un vis domnicesc. Și primul lucru care l-a învățat din versetul acesta, 12, a învățat din visul lui că există cer. Până atunci pentru Iacov nu exista cer. Pentru el exista numai pământ. Pentru el exista numai realizare pământească. Din momentul visului acela domnicesc venit de la Dumnezeu, prima dată Iacov învață că pentru el exista cerul. Să vise pe numele Domnului. Știți că pentru dumneavoastră există cerul? Pentru biserica izvorul mântuirii există cerul. Dacă cineva din locul acesta a venit în locul acesta trudit, apăsat de poveni, legat de legături străine, spunând că nu mai are nicio șansă, vreau să spun că șansa ta este cerul. Dacă nu există șansă și dacă nu există viitor pe pământul acesta, pentru oricare este în locul acesta, șansa ta nu este alta decât cerul. Trăiască numele lui Hristos. Și aș vrea să te prins măcar de șansa aceasta. Găsim scris tot în cartea Genesei că Enoch a umblat împreună cu Dumnezeu pe pământ cât? Cine știe? Vă dați seama ce mult? Vă dați seama ce mult? Și pentru că a umblat anii aceștia împreună cu Dumnezeu, care i-a fost răsplata? I-a fost cerul. A fost ridicat la cerul. Și noi ne plictisim două ceasuri în adunare cu Dumnezeu. Și noi ne plictisim trei ceasuri la rugăciune împreună cu Dumnezeu. Și vrem cerul? Sau vrem pământul? Ce vrem? Noi vrem cerul. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să putem să moștenim cerul. Iacov în visul lui a mai descoperit că de fapt Dumnezeul părinților lui putea să fie și Dumnezeul lui. Nu-i așa? Auziți că Dumnezeu vorbește cu el și atunci când vorbește cu el, se prezintă Dumnezeu în fața unui om. Până acolo se coboară Dumnezeu. Dumnezeu s-a coborât la nivelul lui Iacob. În ziua aceasta, Dumnezeu se coboară la nivelul dumitare. Dumnezeu se coboară la nivelul tău. Dumnezeu se coboară la nivelul copiilor. Dumnezeu se coboară la nivelul tinerilor. Dumnezeu se coboară la nivelul celor în vârstă. Trăiască numele Lui! S-a coborât la nivelul lui Iacob și a spus: Iacove, știi cine sunt eu? Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul tatălui tău, Isaac, să vise pe numele Domnului. Tinerilor care sunteți aici și aveți părinți care plâng pentru voi,
Dumnezeul părinților voștri este și Dumnezeul vostru sau nu? Eu aș vrea ca în ziua aceasta Dumnezeul părinților voștri să fie și Dumnezeul vostru. Amin. Amin? Amin. Eu doresc ca Dumnezeul fratelui Daniel să fie și Dumnezeul copiilor lui și a casei lui. Doresc ca Dumnezeul tuturor fraților în vârstă de aici să fie Dumnezeul copiilor și nepoților voștri și caselor voastre. Mai mult de atât, doresc ca Dumnezeul vostru să fie Dumnezeul vecinilor voștri, acelor cu care ați intrat în contact și Dumnezeu să vă asculte rugăciunile în direcția aceasta. Și chiar dacă se va lungi cu 2-3 minute predica mai mult decât ar trebui și vom trece peste program, pentru că am vorbit că Dumnezeul nostru trebuie să fie Dumnezeul tuturor celor cu care noi intrăm în contact. Povesteam fratelui Dinu de o minune care se întâmplă și așteptăm împlinirea până la capăt la noi în biserică în Rădăuți. Noi am luat hotărârea ca în fiecare marți în biserica noastră Lăstare de Măslin din Rădăuți să avem zi de post, câte o familie întreagă, toată familia în fiecare marți postește, iar seara ne întâlnim la rugăciune să ne rugăm pentru cauza mântuirii și pentru cauza sufletelor nemântuite din familiile noastre și a vecinilor din cartierul nostru de pe lângă biserica și adunarea noastră. Și a ieșit o lucrare prin Duhul Sfânt, prin care Duhul Sfânt spunea în felul următor, iată că voi lucra în direcția aceasta cu semne, cu minuni, voi aduce în mijlocul dumneavoastră, pe cine, în mijlocul vostru, pe cine nu vă așteptați și iată că voi lăsa, îți numărate zilele cumva, când voi lăsa un semn prin care veți cunoaște că eu, Domnul, am început să lucrez. Și adunarea noastră, biserica noastră, avem și pagina de Facebook a bisericii, Biserica Lăstare de Măslin. Și săptămâna trecută am fost contactat pe pagina bisericii noastre de o soră din Germania, la o distanță de Rădăuți calculată în kilometri, la vreo 2500-2600 de kilometri, care e plecată de tânără, are vreo 30 și ceva de ani, până în 33-34 de ani, plecată în Germania de tânără și mi-a mărturisit următoarea lucrare. Mi-a spus, nu știa cu cine stă de vorbă la început, pe urmă, făcând cunoștință, mi se adresa cu expresia aceasta de frate Pânsaru și îmi spunea că ea n-a știut niciodată că ar exista în România orașul Rădăuți. Mi-a spus că este născută în Dobrogea și a plecat apoi în Germania de acolo, locul unde s-a născut ea în Dobrogea, la vreo 600 și ceva de kilometri de Rădăuți și plecând a ajuns în Germania, au trecut ani, a rămas acolo, e căsătorit acolo, slujesc în biserica de acolo împreună cu soțul ei, sunt și cântăreț, ea este vastă lucru și mi-a spus o lucrare foarte interesantă. O minune a lui Dumnezeu a uitat-o cu ce s-a întâmplat cu sutașul Cornel. Și a spus că în noaptea de 18-9 ianuarie, pe la ora 1 noaptea, puțin după miezul nopții, a auzit o voce care a strigat-o pe nume și a sărit din pat. Și vocea respectivă i-a spus să te rogi pentru adresa aceasta de la numărul 46 de pe strada Mihai Botnar din orașul Rădăuți din România. Și a căutat pe internet să vadă unde există orașul Rădăuți în România. Dacă există în orașul nostru strada Mihai Botnar și a găsit-o, însă căutând pe stradă n-a găsit numărul de casă, a găsit biserica noastră și accesând pe internet, scriind Biserica Lăstare de Măslin, a găsit pagina noastră de Facebook și în felul acesta m-a contactat și m-a întrebat, frate, există numărul 46 pe strada aceasta? I-am confirmat că exista. Doar la 4 case de adunare noastră, de biserica noastră. Numai partea cealaltă de stradă. Și a spus că Dumnezeu mi-a spus să mă rog pentru casa aceea, că vrea să intre în casa aceea, să lucreze cu semne, minuni și să aducă mântuirea. Și m-a întrebat despre ce este vorba.
Și am spus, este vorba despre o femeie în vârstă de 42 de ani aproximativ, care are doi copii, văduvă, acum 2 ani a murit soțul bolnav de cancer, mama, soacră, bolnavă, la pat îngrijește de ea și am spus, la prima vedere este nevoie de multă rugăciune. Și dacă Dumnezeu a considerat că vrea să intre și cu mântuirea în casa aceasta, să viză că numele Lui Dumnezeu. Nu este o minune din partea Lui Dumnezeu? Cineva în un suflet care nu știe unde există rădăcuțuri, care nu știe că există strada Mihai Potundar, că acolo ar exista o biserică, că acolo ar exista numărul 46 și să-i vorbească o voce din ceruri, roagă-te pentru situația aceea. Nu-i mare Dumnezeu? Dumnezeul nostru trebuie să fie și Dumnezeul celor din prejurul nostru. Să visăm pe numele Domnului. Aceasta putem învăța din visul domnicesc, din lucrările la Dumnezeu pe care Dumnezeu ne le poate da în toiul nopții. Să visăm pe numele Domnului. Cereți astfel de visuri și astfel de lucrări domnicești de la Dumnezeu și El vă va da. Al treilea lucru pe care l-a învățat Iacob din visul acesta și voi încerca să mă apropie apoi și de încheiere. Al treilea lucru, și dacă ne uităm atent la versetul 12, Iacob a înțeles că nu numai că există cer, a înțeles nu numai că există un Dumnezeu care stătea în capătul scării sus în ceruri, a înțeles că legătura între pământ și cer era o scară pe care îngerii lui Dumnezeu ce făceau? Se coborau și se suiau. Vreau să vă spun ceva. Vreți să atingeți cerul? Vreți să vă urcați pe această scară până la cerul? O zis scara aceasta atingea cerul. Iacob deja avea dorința aceasta probabil să urce pe scara aceea. Ca să te poți urca pe așa o scară, mai întâi trebuie să înveți ca să te cobori. Dacă n-ai să înveți să te cobori, n-ai să înveți niciodată să urci. Pentru că mulți vor numai să urce. Mulți vor numai să se cațele. Mulți vor să se ducă numai în sus. Dar pentru ca să te poți urca în sus, trebuie să înveți mai întâi ca să te cobori. Și aș vrea ca în ziua aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne coborâm până n-ai să reușești să te cobori. La fel ca Iacov, până la o piatră. Nu la pizza, nu la Coca-Cola, nu la perne moi. Până la o piatră. Să te smerești tu. Rugăciunile n-ar să-ți fie ascultate niciodată. Numai până când Iacob a ajuns să se smerească în ultimul hal, rugăciunea lui în fața lui Dumnezeu, promisiunile lui au putut fi aduse la îndeplinire, slăvise pe numele Domnului. Și pentru ca să întăresc mărturia aceasta din Genesa, vă citesc doar din Noul Testament, din Cartea Evreilor, din capitolul 5, un cuvânt care confirmă că rugăciunile noastre sunt ascultate în urma smeririi și în urma evlaviei noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru că înaintea lui Dumnezeu noi nu putem veni oricum. Pentru că nici Iacob n-a venit înaintea lui Dumnezeu oricând. Cei ce a avut la el, aceia ce a avut la el, n-a avut viței, n-a avut nimeni, n-a avut boi, a avut puțin un de lemn cu el, pe care îl purta în trăistuța lui, a turnat în un de lemnul acela, pe piatra aceea. Ceea ce ai, aceea i-a dus lui Dumnezeu ca jertfă. Și în Evrei, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat,
Din pricina cui? Din pricina evlaviei lui. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne smerim înaintea lui pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Care este scara pentru noi care poate să atingă cerul? Care să facă legătura între noi și Dumnezeu, între noi și cer? Ne ducem în cartea 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este scara care din de pământ atinge cerul. Și nu s-a putut și noi n-am putut atinge cerul până când Fiul lui Dumnezeu nu a coborât pe pământ ca apoi să urce din nou la cerul. Îngerii pe care i-au văzut în vis Iacob, ce făceau? Se coborau și se urcau pe scara aceea. Și ar vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ațintim privirile spre această scară care este Domnul nostru Iisus Hristos. Despre ea a vorbit însuși Domnul Iisus Hristos atunci când stătea de vorbă cu Nicodim. Atunci când îi explica lui Nicodim în capitolul 3, în Evanghelia după Ioan, versetele 14 și 15, spunând: și după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. De ce? Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să fie mântuit. Și apoi versetul diavol al Scripturii, versetul 16: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Să fie pe numele Domnului. Cine vrea să aibă viața veșnică în ziua aceasta? Să ridice o mână sus. Vrem să avem cu toții viața veșnică. Legătura între noi și Dumnezeu este omul Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare. Și la omul acesta, Iisus Hristos, să venim cu problemele noastre, cu durerile noastre, să spunem la fel ca Iacov, turnând din untelemnul nostru, pe piatra de aducere aminte care s-o punem aici, în casa lui Dumnezeu de la izvorul mântuirii, și să spunem: Doamne, poartă-ne Tu de grijă. Prea mult ne-am purtat de grijă unul altuia. Și nu ne-am ales decât doar cu vorbe, cu mârfă, cu ocară, cu vorbe rele, unul despre celălalt. Doamne, prea mult am fost noi grijuni cu noi înșine. Am fost prea plin de sine. Am fost prea mândri. Ne-a plăcut să urcăm numai sus, dar nu și să coborâm. Dar în ziua aceasta te rugăm, ajută-ne să ne smerim la picioarele tale. Și ajută-ne ca noi să atingem scara aceasta care atinge cerul. Și așa cum ai urcat Tu pe ea, să putem să urcăm și noi pe ea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin, ne rugăm. Amin.